sunt între mai mari ca mine și mai frumoase din județ. Da, probabil nu am fost în alte multe cămine din județ. Și al nostru cămin este frumos, este o investiție nouă, o reabilitare nouă a cămininului, investiție pe care am făcut-o anul trecut. Vedeți că avem și încălzire, datorită faptului că avem gaz în comună, avem centrale pe gaz și aceste radiatoare care dau căldură. În partea dreaptă avem bucătăria, care deocamdată nu este dotată. Vreau să spun că mai avem și de dotat sala mare, cu perdele la geamuri și probabil vom cumpăra alte mese și scaune. Cortina nu este gata. Așteptăm să avem bugetul și să vedem ce buget vom avea anul acesta și în funcție de priorități vom face o altă investiție. În speranța că vom avea cât mai multe activități culturale și aici, și o să mergem mai departe și în nouul parc care s-a făcut recepția anul trecut de zilele comune, și în speranța că vom avea cât mai multe activități pentru locuitorii acestei comune, vom reuși să facem totul ca locuitorii să fie foarte mulțumiți. Bănuiesc că aici se desfășoară și nunți, nu? Da, vreau să spun că avem deja aproximativ 10 chirieri pe anul acesta și marea majoritate închiriază pentru organizarea de nunți. Începând cu luna mai și până la sfârșitul lunii octombrie, aproape să zic că în fiecare duminică căminul este închiriat. Domnul primar, dacă în urmă cu un an de zile stăteam exact pe același loc, aici era un câmp deschis, iată că acum aveți un frumos parc în Vinga. Da, într-adevăr, acum un an când ne-am întâlnit în același loc, era un câmp deschis, unde mai pășteau și oile și vacile și ne-am gândit să-i schimbăm destinația. Am reușit să facem acest lucru. Din nou este o investiție a Consiliului Local Vinga. Sunt bani destui de mulți. Și aici este vorba de un loc de joacă pentru copii. De multe ori insuficient, vin foarte mulți copii. Vreau să vă spun că anul trecut, la 1 iunie, era jumătate din parc, partea din dreapta era deja terminată și la 1 iunie n-au mai avut acel loc copiii, toată lumea pe locurile astea de joacă. În față avem un teren de sport multifuncțional, gazon sintetic, unde iară eu cred că pentru comuna Vinga mai este nevoie de încă un teren, probabil că în timp o să mai facem unul, să găsim o altă locație, pentru că de multe ori este insuficient. Ne-am gândit și la bătrâni cu cele două, să zic, filigorii, unde vara poate să stea să joace un șah, să joace o carte și fiind bătrâni ei mai au grijă și de parc. În partea stângă ne-am gândit și la partea culturală a localității și se organizează tot felul de activități aici. Avem o scenă și un platou pavat și vreau să vă spun că anul trecut, când s-au inaugurat de zilele comune în jurul datei de 1 august, când s-a inaugurat parcul, aici au fost în jur de 1000 de persoane. Două zile au fost tot felul de spectacole, chiar am avut și o seară a minorităților și am avut ansambluri din Croația, din Muntenegru, din Serbia, din Bulgaria, din Ungaria, și au fost foarte plăcut impresionați de parcul acesta.
Eu sper să mai facem asemenea lucruri frumoase pentru, pentru comună, pentru locuitorii comunei și banii cheltuiți de la bugetul local să, să se poată cheltui corect și transparent. Mai mult de atâta n-am ce să vă spun, se vede. Eu sunt foarte mândru că am reușit să, să schimb destinația acestui loc și mă bucur foarte mult că copiii se distrează și, și ziua și seara și mai ales la sfârșitul săptămânii îi plin parcul. Domnul primar, văd că aveți și o scenă, iar la fântâna arteziană, fiind vreme nefavorabilă, a fost acoperită pentru a fi protejată. Pe timp de iarnă am protejat-o ca să nu avem probleme. Este o fântână frumoasă, cu iluminat în mai multe culori. Scena, după ce te vedeți, arată, eu zic, destul de bine. Nu mai poate să fie, mai se poate băga de mine, dar eu zic că, în general, arată bine. Deci vreau să vă spun că platoul ăsta au fost... N-au avut loc de zilele comune. Oamenii erau și, și pe, pe iarbă și pe sărbăt. Am avut 1000, cel puțin 1000 de persoane. Și sunt tare mândru că am reușit să facem. Domnul primar, ne aflăm la noua capelă de la Mănășturi. Da, este o nouă investiție a Consiliului Local Vinga și nu numai, și a Consiliului Județean, pentru că ne-a ajutat și, și Consiliul Județean anul trecut. O parte din investiție este a Consiliului Județean și o parte a Consiliului Local. Este o lucrare începută anul trecut, prin luna octombrie. Chiar de Sfânta Paraschiva am avut aici o slujbă și de aceea ne-am dus la hramul bisericii din Mănășturi, că în 14 octombrie este hramul bisericii ortodoxe din Mănășturi. Și uitați că, după cum se vede, lucrurile au avansat și sperăm ca de Paști să inaugurăm această, să zic eu, frumoasă capelă. Nu-i prea bine spus cuvântul frumos, pentru că nimeni nu vrea să ajungă aici, dar odată și odată toți vom ajunge la cele veșnice. Sperăm că anul acesta o să reușim să, să-l închidem. Am avut discuții și cu primarul de la Varea și zicea că și el va veni spre noi, deci vom da mâna la graniță.